Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum bine știți, astăzi trebuia, sau săptămâna asta trebuia să fac un vlog cu femelele după ce fătau, dar din păcate nu au luat montă, nu au luat pui, așa că ele nu au mai fătat și pentru că lucrul acesta nu s-a mai întâmplat, am zis să le dau la montă în stil vechi, cum se dădea odinioară, adică nu mai stau să le păzesc, le las frate o zi cu iepuroiul și sper să le monteze. Dacă nu le montează sau mai există riscul, cum știți și voi, să castreze iepuroiul. Dacă se întâmplă asta, ce să mai, mi-asum riscul și cu asta basta, altfel nu se mai poate. Pentru că data trecută eu le-am văzut cum iepuroiul a căzut de 3 ori, iar femeia tot nu a rămas gestantă. Este posibil să fi fost și din cauza căldurii, este posibil să fi fost și din cauza năpârlirii și așa mai departe, dar cert este că femelele nu au fătat, din 3 femele nu a fătat niciuna. Și aici avem perechea de neozelandez alb, da? Care este dată la montă. În partea cealaltă, o să vă arăt, avem perechea de albastru vienez, la fel, care au fost dați la montă. Vedem o pereche de iepuroși foarte frumoși. Este posibil ca această iepuroică să se fie îngrășat un pic și tocmai din cauza aceasta să nu mai poată rămâne gestantă. Sper să nu fie așa, pentru că în ultima perioadă le-am redus rația de mâncare. Nu le mai dau atât de mult de mâncare. Iar aici avem perechea de albaștri vienezi, care acest iepuroi nu prea este el învățat cu monta. El se chinuie și încearcă, dar nu prea reușește. Și acolo avem femeia, după cum vedeți și voi, de albastru vienez, care la rândul nu a reușit monta data trecută, dar asta probabil și din cauza iepuroiului, pentru că nu prea le are cu montatul. Este pentru prima dată când acest iepuroi montează iepuroică și probabil că și din cauza aceasta. Acesta nu l-am văzut căzând niciodată, de aia zic, e posibil să nu prea știe băiețelul. Da, suntem în 20 septembrie, deci undeva pe luna viitoare, 20 octombrie, ar trebui să fete în mod normal iepuroicele din nou. Iar aici avem iepuroica de neozelandez alb, cealaltă iepuroica care aș dori să o montez și pe ea, tot la fel, este posibil să fie un pic cam grăsuță. I-am redus și ei rația de mâncare și sper să pot scoate cu ea o serie de pui, iar după am să o tai, pentru că are bătături la picioare și acestea se tratează foarte greu. Ideea este că așa am luat-o cu bătături la picioare, nu vă gândiți că a făcut bătături la mine în coteț, pentru că ceilalți iepuri pe care îi dețin nu au bătături la picioare și îi am de ceva timp în cotețe. Toată chestia este de la ea, pentru că așa am cumpărat-o cu bătătură la picioare. O să merg să vă arăt și ceilalți iepurași. Da? Mai pe seară am să scot femelele de la montă. E posibil să fi luat, pentru că aceasta nu prea mai stă, aceasta în schimb nu are nicio problemă de albastru vienez. Merg să vi arăt și pe ceilalți. Și cam asta este cu montele, din păcate nu a reușit niciuna. Din păcate, să sperăm că de această dată montele vor reuși și că în octombrie vom avea puiuți de iepurași. Pentru că asta ne și dorim, să ne mărim efectiv. Și am ajuns și aici, la aceștia, unde masculul de neo îmi face foarte mari probleme. Din ce punct de vedere? Risipește foarte multă mâncare, acest masculaș de neozelandez roșu. Îmi risipește foarte multă mâncare, pentru că o arunc în tăviță jos. N-am tăvița unde e gunoi. Va trebui să o iau și să scutur tăvița. Foarte bune tăvițele, de altfel, vă recomand și vouă să faceți la cotețe.
Da, vedem că a rost foarte mult ștacheți acesta. Deci este foarte neastâmpărat. Foarte neastâmpărat acest iepuraș de neuroșu. Da? Mai pe seară o să-i punem și lui din nou mâncare, pentru că el nu mănâncă foarte multă mâncare, el mai mult o aruncă pe jos. Aici avem femela de neozelandez roșu, care este pitit acolo. Da? Vedem că aceasta este cu minte, nu aruncă mâncarea din castron. Doi masculi, unul de neo alb și celălalt de californian, de la prietenul nostru crescător, domnul Marius Constantin. A crescut foarte frumos masculul de la el. Vedem acolo. Începe ușor să-i dea și coloritul. Da? Se vede că este cu o lună mai mare neozelandezul alb, masculul meu, da? Și în partea cealaltă avem masculul tot de neoalb, care am spus că îl vom da la giveaway, după cum vedeți și voi. Un mascul foarte, foarte frumos. Așteptăm să se strângă 1000 de abonați pe canal și îl vom da la giveaway. Momentan avem doar 796, mai avem 4 abonați și facem 800 și ne apropiem ușor de numărul de 1000 de abonați. Iar când vom strânge 1000 de abonați, vom da drumul concursului și vom alege un câștigător. Acesta este masculul de neoalb, un mascul cu trăsături foarte bune, pe care îl vom da la giveaway. Are o blană foarte, foarte frumoasă. Din păcate vedem că la un ochi îl trage curentul. Va trebui să-i pun undeva într-un colț un pic de OSB ca să nu-l mai tragă curentul așa de rău. Da? Mâine îi voi pune niște OSB într-un colț, colțul cotețului, ca să nu-l mai tragă curentul și totul să fie în regulă. Așa că, fraților, cam atât pe ziua de astăzi. După cum ați văzut și voi, femelele încă nu au luat montă. Să sperăm că de această dată însă vor lua și că în octombrie vom avea puiuți de iepurași. Aceștia sunt și cei doi masculași, unul de neozelandez alb și celălalt de californian. Da. Să sperăm că vom reuși să ne mărim efectivul în această toamnă, pentru că asta îmi doresc cel mai mult. Dar, fraților, până data viitoare, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, vă rog să lăsați un like, un share și de ce nu să dați un abonament la canal, pentru că m-ar ajuta foarte mult. Și să aprindeți clopoțelul pe toate, pentru că numai așa veți primi notificări în timp real atunci când eu voi posta un nou videoclip. Și dați sfoară în lume că trebuie să strângem 1000 de abonați pentru a începe concursul cu giveaway al masculului de neozelandez alb. Până data viitoare, vă las, vă salut și numai bine!